acțiune. Acesta este un exercit. Nu intrați în spate. Semnalul care tocmai a fost auzit de către toți giurgiuvenii a fost unul de testare. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu verifică sistemele de alarmare a populației în caz de dezastre. Prin acest test au fost verificate sistemele de alarmare a populației în caz de dezastre achiziționate de Consiliul Județean în cadrul unui proiect european, al cărui beneficiar este Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu. Cetățenii orașului nu s-au panicat la auzul sirenelor și păreau informați cu privire la existența unui astfel de sistem de alarmare. Ați auzit sirenele? Da, ne-am auzit, domnule. Și ce trebuie să facem în astfel de moment? Să fim precauți, să vedem de treburile noastre, să fim mai liniștiți, mai calmi. V-a speriat? Nu. Ce-a vrea Dumnezeu? Nu. Tocmai a fost un exercițiu de verificare a sistemelor de alarmare a populației. N-am auzit că am fost în casă, era gălăgie, scoate ăștia de la subsol apa. N-am auzit. Da. V-a speriat? Nu, de ce să ne sperie? Un astfel de test s-a desfășurat în zona barajului Mihăile și în localitățile riverane râului Iargeș. Alarmarea populației în caz de dezastru sau calamitate este obligatorie prin lege, iar pentru a limita efectele negative, preventiv sunt instalate sirene. Acestea avertizează rapid mase mari de oameni, iar periodic sunt verificate de organele abilitate ale statului.